Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a vizitat la finele săptămânii trecute mai multe obiective din județul Călăraș. Astfel, premierul a fost să vadă cum au fost derulate lucrările la bazinul didactic și poșta veche din municipiul Călăraș, școala din comuna Grădiștea și a încheiat vizita în municipiul Oltenița. Bună ziua! Sunt într-o vizită în județul Călăraș. Cu ocazia acestei vizite, sigur, avem câteva obiective care țin de campania electorală pentru alegerile locale. Lângă mine se află domnul primar Dan Drăgulin și domnul președinte al Consiliului Județean Vali Barbu. Sigur că folosesc această deplasare în Călăraș pentru a vizita câteva obiective. Aici ne aflăm la clădirea poștei, care de fapt a fost o clădire privată construită în 1883 de un comerciant, dacă nu mă înșel, Bădulescu. A fost pusă la dispoziția poștei după primul război mondial. În perioada comunistă a fost abandonată. A crescut un copac în interiorul clădirii. Se poate vedea pe fotografiile din interior ruina în care a fost lăsată această clădire reprezentativă. Printr-un proiect inițiat de primărie, finanțat prin programul operațional regional, a fost readusă la forma inițială, a fost consolidată, restaurată și va funcționa ca un centru cultural deschis tuturor categoriilor de vârstă. Ne-am deplasat la bazinul olimpic, care a fost finanțat din fonduri guvernamentale prin Compania Națională de Investiții pentru a vedea cum a ieșit această lucrare, care va fi de asemenea un punct de interes atât pentru cei care vor să facă cursuri de not, dar și pentru cei care vor să facă sport. Este o lucrare de asemenea importantă, cu o valoare de peste 5 milioane de euro, bazin olimpic. Ne vom mai deplasa în județ pentru a vedea o școală practic renovată și modernizată în Grădiștea. Da, sat Cunești. Sat Cunești și de asemenea ne vom deplasa în municipiul Oltenița, unde de asemenea vom vedea proiectul portului turistic. Pe un alt subiect, atunci înțelegem că guvernul prelungește starea de alertă. Ne așteptăm la măsuri de relaxare sau restricții? Sunt mai multe propuneri și vom lua decizii. Deocamdată am agreat că am avut mai multe solicitări să permitem reluarea adunărilor publice, manifestațiilor. Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice de manifestații, sigur în condițiile de protecție sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente. Ați persoane? Cel mai probabil cât e permis și acum la adunările electorale. 100 de persoane în aer liber, cu distanțare fizică, cu obligația de a purta mască. Nu vreau să mai cenzurăm sau cineva să comenteze că noi cenzurăm dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunări publice, dar vom avea grijă să fie respectate regulile de protecție sanitară. Ce alte măsuri de relaxare va continue? Mai avem câteva propuneri. Deocamdată aștept și punctul de vedere din partea grupului de suport al CNSU, care cuprinde specialiștii. Și în funcție de punctul lor de vedere vom anunța orice altă măsură. Ca ultimă întrebare, Rareș Bogdan a acuzat parchetele de latență în perioada de când Partidul Național Liberal a ajuns la guvernare. Vreau să vă întreb dacă după alegerile locale luați în calcul vreo remaniere. A dat o declarație despre parchete. Parchetele nu sunt în puterea mea ca premier. Pe Ministerul Justiției, totuși, a fost practic un atac sau, dacă vreți, Nu fac parte dintre oamenii politici care se intervină în funcționarea justiției. Pentru mine, independența justiției este fundamentală. Separarea puterilor în stat, separarea puterii judecătorești de celelalte puteri, puterea executivă și puterea legislativă, reprezintă o piatră de temelie pentru buna funcționare a democrației.
Sigur că, din punct de vedere legislativ, trebuie să reparăm toate stricăciunile făcute în ultimii 3 ani și jumătate. Va trebui să adoptăm legi moderne, legi compatibile cu legislațiile de la nivel european și cu legislația europeană în general. Dar în ceea ce privește activitatea în sine a parchetelor, a instanțelor de judecată, ele trebuie să funcționeze în sine, trebuie să aibă mecanisme de autoreglare și nu cred, adică nu că nu cred, cel puțin cât eu voi fi premier, nu voi accepta ca politicul să intervină în funcționarea justiției.